Cu prilejul sărbătorilor și în special a anului nou, noi credincioșii începem cu mult avânt, cu multă bucurie o nouă provocare a vieții noastre. Pentru cei care am intrat în anul acesta, ne bucurăm de mâna puternică a lui Dumnezeu și de cuvintele sale care au menirea să ne întărească, să putem să facem față la toate provocările prin care vom trece. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 16, versetul 33, Mântuitorul ne aduce aminte că în lume vom avea necazuri și ne cheamă ca noi să ne încredem în El, pentru că noi vom birui împreună cu El toate necazurile. Nu știm ce ne aduce anul, dar indiferent ce ne aduce, noi avem datoria și menirea să ne prindem de mâna puternică a lui Dumnezeu, să ne strângem împreună. În jurul acestui Dumnezeu mare, puternic, un Dumnezeu preocupat de noi, plin de dragoste, Tatăl credincioșilor, și împreună cu El de mână să pășim zi de zi, pas cu pas, în anul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. Suntem bucuroși de tot ceea ce este Dumnezeu. Da? Multe necazuri, multe provocări, poate chiar și acum unii trec prin încercări de sănătate încercări legate de familie, încercări legate de contextul în care se află și tot felul de circunstanțe, dar în mod special în aceste vremuri ne aducem aminte că numai mâna lui Dumnezeu poate să ne poarte și să ne ducă în, în, în locul în care ar trebui să ajungem. Nu avem resurse, nu avem mai mare ajutor decât ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de el. Și Scriptura ne îndeamnă. Să ne încredem în El, să ne ținem de brațul lui și să pășim împreună cu El, pas cu pas, prin valurile vieții și vom răzbi. Dumnezeu să ne ajute pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze la mulți ani dar scădincioși și numele Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a iubit și care s-a dorit pentru noi, să fie onorat, cinstit și binecuvântat și în anul acesta.